Radu, te rog frumos, vrei să prezinți... Încerc să fac un profil foarte, foarte rapid, un profil economic al acestei companii. Sigur că voi întâmpina, mă aștept să întâmpin opoziție. Rugămintea mea e dacă pot finaliza și după aceea accept toate criticile, pentru că sunt prea multe semne de întrebare, Mihai, inclusiv legate de faptul de ce nu a fost arestat Dan Condrea în virtutea protecției sursei Dan Condrea, de ce nu a fost monitorizat. Dacă nu a fost monitorizat, am primit un răspuns de la Procurorul General, trebuia să calculăm prejudiciul, nu puteam să calculăm prejudiciul. Astăzi a venit și valoarea prejudiciului, 51 de milioane. Cât le-a trebuit să calculeze acest prejudiciu? Mihai, în două minute, pe site-ul Ministerului de Finanțe am adunat cifrele de afaceri din 2013, 2014, 2015 și am ajuns la 49,5 milioane de lei. Parchetul General la 51 de milioane de lei pentru o sumă aproximativă și echivalentă. Chiar e nevoie de două săptămâni? Chiar de asta dar nu putea fi arestat? Acum tot ăsta prejudiciu că ăsta nu, eu, vindea, parchetul, nu parchetul. Știu, 10 substanțe, să zicem, dintre care vreo 2-3 erau diluate, altele erau și nu bune. Nu, eu parchetul adică, o consideră. Păi aia zic că parchetul a băgat tot ce a vândut ăsta la diluate. Ne-a rugat domnul Sovian să lăsăm să-și prezinte teoria și după aia analizăm. Erau pornesc, diluate acum toate? Da. Nu diluați discuția. Pornesc de la trei elemente foarte importante. Elementul A, creșterea Hexifarma, care a ajuns să aibă contracte până în peste 300 de spitale din România. Al doilea element este vorba despre licitații trucate și da, afirm că sunt licitații trucate atât timp cât vindeau altceva decât ceea ce era pe rețetă. Și cel de-al treilea element, transferul banilor înspre Cipru. Pentru că din cele trei elemente ne putem, sau eu pot să-mi conturez o anumită percepție și anume că exista o primă protecție instituțională pentru Hexifarma. Nu poți să intri, Mihai, în 300 de spitale din 425, dând mită la 300 de directori, păcălind 300 de directori, păcălind 300 de epidemiologi. Nu pot să treacă neobservate licitațiile trucate. Chiar se zice că a avut 2, 3, 4 informări. Aici totuși e și informația legată de faptul că sunt licitații trucate, dar și atribuiri directe. Atribuire directă. Și atribuiri directe. Adică unii nu se mai încurcau nici cu licitații. 12.500. De la cine luăm? De la Hexifarma. Luăm de la Hexifarma. Iar faptul că profiturile se duceau în Cipru, în compania din Cipru, de pe numele lui Condrea, mie mi-arată un anumit profil pentru asemenea societate. Respectiv, dacă un serviciu de informații vroia să facă printr-o societate acoperită un business în România în care să vândă rulmenți și să scoată profiturile în Cipru ca să plătească spionii din acel cont colector din Cipru prin Elveția, prin alte elemente, ar fi făcut pe acest model. Respectiv, creștere explozivă, licitații trucate și avea pârghile și externalizarea profiturilor, pentru că altfel, dacă nu sunt scoase de o societate acoperită, este evident că aceste profituri pot fi suspectate de evaziune fiscală, întrucât sunt provenite și de spălare de bani, întrucât sunt provenite din infracțiuni, din aceste licitații trucate. N-am niciun dubiu că se va ajunge la licitațiile trucate. E, cine poate avea societăți acoperite în România? Cine poate avea? Poate avea SRI, domnul Chiriac? N-am idee. SRI poate avea. Să aibă ce vrea el în România. Legii, conform legii, da. Conform ce legii, vrea nu. Conform legii, citit, da. Am citit legea. O contează conform legea. Nu poate avea. Dar SRI-ul poate să aibă ce vrea el. Conform legii este un singur serviciu de informații care poate avea societăți de acoperire. Legea permite SIE, e stipulat acolo că poate avea societăți acoperite. Eu nu zic că Hexifarma... România, SIE care n-are activitate da, SIE, în România. Da, SIE și eu cred că dacă ăștia sunt combinați cu un serviciu secret, de vorba, mai degrabă spre SIE m-aș gândi decât spre SRI. Dar să aibă voie să aibă societăți comerciale în România, am confirmat-o cu domnul Meleșcanu, au voie să aibă societăți sub acoperire. Nu spun că este societatea sub acoperire a SIE, dar spun că lichele din SIE, oameni din SIE care ar fi vrut să facă comerț din sănătate, ar fi putut să folosească dacă mecanismul pe care SIE. Există oare lichele în SIE? Da, există lichele și oameni fără căpătâi în orice serviciu de informații și bănuiesc că sau mergând... Sau foști ofițeri sau adică... Sau care au conexiuni sau care au legături sau care au... Dar eu bănuiesc și de data ori ați dat la știri DNA-ul care arestează pe unii ofițeri SRI, alții avem un caz celebru. Sunt foști ofițeri SRI. Foști ofițeri după ce au fost arestați. Dar plus că a zis și doamna Chiobe și că ăștia de la SIE sunt cam... După ce au fost arestați. În cazul SIE chiar avem un caz celebru. Că nu colaborează. Nu avem nicio dovadă. Nu avem nicio dovadă. Repet, tiparul. Este un tipar pe care îl fac și pe care... Nu spun că este o societate acoperită a SIE, dar dacă lichele din SIE sau care au tangență cu SIE ar vrea să facă așa ceva, pe rețeta asta ar merge. Deci am ajuns la acest element. Este primul element pe care îl consider important. Acum, cine ar trebui să vadă creșterile astea explozive?
300 de spitale, 12.500 de contracte, că banii se duc în Cipru. Ar trebui să vadă fie competitorii de care vorbeați, fie... Ar trebui să vadă Serviciul Român de Informații. Ei spun că au văzut, au trimis 100 de informări, din care au fost 4. N-au trimis nimic despre Hexi Pharma. Din care au fost 4 către Hexi Pharma la un șef. 4 la prefect. Doar, la așa, că au fost 4, unul la Ministrul Sănătății, la două prefecturi. Nu știm la care. Și la, nu, la o prefectură și la două consilii dintre județene. Dintre care un președinte al Consiliului Județean e mort, alălaltul nu se știe cine e, nu se știe cine e, cine bun, e deci, Ministrul Sănătății. Deci ei totuși cumva sunt acoperiți patru... spunând că au aceste și existând dovadă dacă au existat cele... Și toate cele patru informări nu se refereau la diluarea Eu susțin că Serviciul Român de Informații trebuia să vadă cele trei elemente. Creștere explozivă, banii care se duceau în Cipru, pentru că, atenție, Condrea cumpăra de la BASF cu un euro și vindea cu 7 euro prin societatea din Cipru aici, deci astea sunt evidente și pot fi, dacă nu sunt operațiuni acoperite, reprezintă până la urmă indicii pentru spălare de bani dacă mergi pe firul banilor. Deci asta ar fi trebuit să o vadă SRI. N-a văzut-o SRI, da? Dar, scrie Tolontan, a avut sesizări încă din 2011, încă din 2012, că or fi venit de la Anios, or fi venit de la alte companii. A avut sesizări pentru că pe baza sesizărilor a făcut, nu, și cele peste 100 de informări, dintre care 4 către Hexi Pharma, or fi de fapt 2. Deci SRI, eu în acest moment am certitudinea din ceea ce a scris Cătălin Tolontan că a fost sesizat. A fost sesizat. Și desigur, mâine Serviciul Român de Informații poate să spună nu a fost sesizat, ofițerii noștri au găsit aceste elemente și le-au dat mai departe. E, dacă SRI a fost sesizat, cum se explică creșterea mai departe a companiei Hexi Pharma? Pentru că unde intră Hexi Pharma? Nu intră la spitalul din Teleș sau dintr-altă. Nu, intră în spitalul SRI, în spitalul Agripa Ionescu, cel de vis-a-vis de liceul de informatică, intră în spitalul MAPN, intră la STS, da? Intră și la Băsescu și la Iohannis, am înțeles astăzi de la Tolontan, că a intrat inclusiv la administrația prezidențială, deci administrație prezidențială. Ce mai știm din investigația lui Cătălin Tolontan și nu au fost negate aceste lucruri, ba poate chiar întărite de către Serviciul Român de Informații, că au fost făcute informări de către ei, către parchete, către patru beneficiari legali. Au fost eficiente aceste informări? Din punctul meu de vedere, faptul că abia în luna februarie, când izbucnea scandalul Hexi Pharma, și-au retras din propriul spital produsele respective, eu cred că nu prea au fost eficiente. Și atunci îmi pun întrebarea, pentru că mă întrebați dacă există lichele în servicii de informații. Eu cred că există lichele și în Serviciul Român de Informații, oameni fără căpătăi și în Serviciul Român de Informații. Repet, nu mă refer la serviciu. Pe faptul că deseori sunt arestați pentru protecții oferite, foști generali sunt arestați, sunt cercetați, sunt trimiși în judecată, își iau cu condamnare. Astfel de elemente mă bazez. Și pe faptul că dacă au sesizat, ar fi trebuit să informeze mai departe, au informat, dar ar fi trebuit să aibă eficiență. Este evident că rezultatul acestor informări nu a avut o eficiență. Și atunci mă întorc la un alt lucru și încerc să dau și un răspuns la ceea ce spunea domnul Bogdan Chiriac puțin mai devreme, respectiv, de ce se diluează. Să luăm un element foarte clar. La început, Hexi Pharma lua cu un euro de la BASF și vindea societății din Cipru, cumpăra societatea din Cipru cu un euro de la BASF și vândea către Hexi Pharma România la 7 euro. Deci raportul era cam 1 la 7. Din banii ăștia, dacă ar fi fost pe numele unora care că știau mecanismele de acoperire a unei societăți din serviciu de informații externe, era suficient să îndestuleze pe aceia care erau cei care beneficiau și erau beneficiarii reali ai afacerilor desfășurate prin Hexi Pharma. E, la un moment dat apar sesizările și bănuiesc că din banii ăștia nu au mai ajuns ca să fie alimentați și celelalte lichele din cealaltă parte. Pentru că în momentul ăsta Condrea începe să dilueze și spune o declarație, a dat-o și la parchet, i-a dat-o și lui Tolontan, în care spune, știam de TOR, nu știam de celelalte. Deci în momentul în care protectorii, că au devenit mai mulți, a lui Condrea și a lui Hexi Pharma, au devenit mai mulți, din momentul ăla bănuiesc eu pe scenariu pe care îl fac, pentru că sunt atât de multe elemente incertitudine și de asta să fac acest scenariu, această speculație până la urmă, dar cu elemente de adevăr, nu mai erau suficienți bani. Și atunci profitul de la 1 la 7 nu mai era suficient și atunci trebuia să și dilueze de 10 ore, astfel încât să îndestuleze și pe ăia și pe ăia. De la ce pornesc acest lucru? Serviciul Român de Informații categoric a fost sesizat. Categoric trebuia să fie, din punctul meu de vedere, mai eficient în oprirea acelui lucru. O să mă întreb iarăși pe ce mă bazez. Nu. Știți pe ce aș vrea să te întreb, Radu? Deci,
Dacă tu sau eu suntem în această situație în care avem acoperire de la cele mai importante servicii de informații, facem lucruri împreună. De la oameni din. Asta e formula pe care am folosit. Oamenii ăștia din oameni fără căpătii. Trebuie să fie într-atât de puternici încât să-mi dea siguranța și posibilitatea de a face aceste lucruri. Pe momentul în care lucrurile astea devin publice, în loc să mă asigur de faptul că mă asigură protecție sau că mă scot din țară sau că voi ajunge pe o plajă din nu știu ce insule și nu mă găsi nimeni niciodată, la câți bani am, lucru pe care îl fac este să nu mă bazez deloc pe protecția lor, să nu le-o cer, să nu aștept și să intru într-un copac cu 200 la oră ca un maniac? Este foarte bună întrebarea, Mihai, și de aceea spunea și un piculeț mai devreme, dacă s-ar fi sinucis, a fost determinat să se sinucidă și probabil la amenințările acestui nucleu dur, pentru că Hexifarma mai e un lucru foarte important, în afară de faptul că e cea mai importantă anchetă de după 1989, pentru că ea ajunge, din punctul meu de vedere, la nucleul dur mafiot, pentru că și aici diferența dintre sinucidere și crimă e diferența între stat corupt România și stat mafiot. Și stat mafiot România. Deci Condrea, dacă s-ar fi spart în limbaj colocvial, dacă ar fi început să vorbească, poate a vorbit la parchet, că a luat Adamescu, a scris înainte să arunce în fața metroului. Dar dacă ar fi scris cu nume și sume, acest nucleu dur începea să se dezintegreze. Eu cred că se va dezintegra oricum. Dar pe ce mă bazez în ceea ce privește tot acest scenariu? Au mai existat situații în care SRI a fost sesizat în privința anumitor fapte și am găsit pe urmă oamenii care au fost sesizați în coacționariat cu persoane care au fost responsabile de anumite evenimente. Există, am prezentat la 13 martie la tine în emisiune și am hârtia, cred, la mine încă o dată. Această hârtie este din data de 21 august 1996. Este sesizarea făcută de Răzvan Temeșan și Bancorex către Virgil Măgureanu, șeful Serviciului Român de Informații la acea vreme, cu mai bine de 8 luni înainte să fie făcut puciul de la Bancorex și ulterior, mulți ani după, am arătat la tine în emisiune, l-am găsit pe domnul Virgil Măgureanu în aceea societate cu fiul lui Bebe Ionescu, cel care a fost parte a puciului de la Bancorex, cu alte persoane apropiate de acel anturaj și așa mai departe. Am discutat pe larg în 13 martie. Bun. Acum, situația e așa. Eu niciodată în această viață nu voi fi suspectat că am vreo simpatie pentru cei din aceste zone. Dar de ce să n-ai simpatie? Nu, pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani de zile m-au făcut să am o relație strict instituțională. N-am nici simpatie, nici lipsă de simpatie, dar nu simpatia în față de tine, față de domnul Ciuvică. Acolo sunt... Atenție însă! Dacă eu am o firmă sub acoperire, eu fac informări despre ea și mai am o întrebare. Pentru că există informații pe surse credibile că doamna Chioveși are o oarecare nemulțumire, dacă nu chiar iritare, pe faptul că SRI-ul informează opinia publică despre niște informări pe care ei au trimis la parchetul general când domnia sa era procuror general. Informările respective, avem certitudinea că patru erau chiar despre Hexifarm. Dar celelalte sute de informări vorbesc despre aceste probleme din spitale, despre faptul că sunt diluație, dezinfectanții și așa mai departe, care dacă de la oricare dintre informările alea pornea o anchetă de la parchetul general, se ajungea și la ei. Adică eu în momentul de față, sigur că pare tentant să cred că ei erau acoperiți și de un serviciu, și de altul, și nu știu ce. Dar de ce eu l-acopăr pe unul, dându-l în gâtă partea celălalt? Asta vă explic eu. Dar de ce au ajuns informații? Doar o secundă, termin imediat, domnul Ciuvică. Au ajuns dosarul lui Condrea în 2012, la DNA, la parchetul general. Sunt fapte declarate. Nu s-a întâmplat nimic. Cine avea capacitatea să le blocheze? Eu am denumit-o generic la tine în emisiune de 2 săptămâni. Protecție instituțională. Doi, Hexifarma nu era o societate acoperită a SRI care ar fi făcut informări. Bănuiala, suspiciunea, elementele de care dispun și pe care le-am construit este că era beneficiară în cea de-a doua fază a protecției nelegale a unor lichele și oameni fără căpătâi din acest serviciu. După cum în prima parte, lichele și oameni fără căpătâi din celălalt serviciu și-au propus să facă
bani pe schema asta. Eu altfel nu pot să-mi explic povestea Hexifarma, care a crescut fantastic de mult, care a trecut de filtrele DNA, chiar de DIICOT, s-a vorbit la un moment dat, de parchetul general, și a trebuit să vină Tolontan cu toate elementele astea ca să înceapă să se vadă de fapt ce este la Hexifarma. Bun. Acum, pe de altă parte, chestiunea cu Tolontan, sigur că e foarte importantă, dar îți mai adresez o întrebare fiind un jurnalist foarte bun și cu experiență. Investigațiile astea, de regulă, și documentele pe care le primești de un asemenea tip, nu stai acasă în pat și zici, băi, da, Hexifarma asta ce-o face? Da, categoric ele pornesc de la un whistleblower, de la o sursă din interior care dă informații și de cele mai multe ori este cointeresată. Asta nu face mai puțin importantă ancheta lui Tolontan? Nu face mai puțin importantă deloc. Nu am spus deloc asta, nu. Eu ce vin să spun este să subliniez altceva. Cineva din interiorul mecanismului și interiorul, cineva care ori era din interior, ori știa foarte bine din supravegherile pe care le făcea, că am aflat după 50 de ani că sursa în Watergate era adjunctul directorului FBI, da? Categoric. Bun. Poate să fie același lucru și aici, ca cineva din servicii să-i fi scurs aceste informații care să apară în zona publică pentru a face acest scandal și pentru a-i omorâ pe unii dintre cei care ori sunt în conflict, ori pur și simplu oameni cu conștiință. Au oameni cu conștiință și domnule, așa ceva nu se mai poate. Poate fi de oriunde, poate fi din Hexifarma, poate fi de la Anios, poate fi cineva din servicii, pentru că de asta subliniez eu. Sunt, nu în integralitate, dar sunt lichele și oameni fără căpătâi în fiecare serviciu de informații. Tu de unde ai favorizat că de fapt sunt aceste scurgeri și cine a vrut ca acest scandal să devină, iată, ceea ce a devenit? Dar nu pot să-ți dau decât un răspuns banal. Cineva care și-a dat seama că asta este în interesul public, pentru că este în interesul public. Este în misiunea celor din serviciile de informații să urmărească interesul public. Am văzut-o că deci e în calcul faptul că cineva cu conștiință dintr-un serviciu de informații a dat asta? Toate variantele cele trei. Din serviciu de informații, sursă Hexifarma, competitor Hexifarma, pentru că toate trei sunt fezabile. Poate toate trei deodată. Vreau să-l salut și pe Mircea, care ni se alătură în această ediție. Ce să zic? La ce vremuri trăim? Mai ai ceva de spus la... Deocamdată nu. Nu. Te rog.